Vă salut cu drag și în această seară Hristos a înviat, dragi telespectatori, doresc să vă transmit cu căldură acest salut creștin pentru că recent am sărbătorit sărbătorile pascale. Și am rămas în inimă cu acea energie spirituală și cu acea liniște pe care o aduce această sărbătoare. Cer, cel puțin în sufletul acelor care și-o doresc cu adevărat, înțeleg semnificația și nu o transformă doar într-o sărbătoare de divertisment sau o sărbătoare prin care caută alte pretexte cu ajutorul cărora să cheltuie mai mulți bani. În această perioadă am avut ocazia să fiu împreună cu câțiva prieteni de-ai mei într-o zonă absolut fabuloasă și într-o zonă care arată extraordinar. Am avut timp să îmi liniștesc sufletul împreună cu familia și să admir ceea ce a creat Dumnezeu. Nu știu când ai stat ultima dată ca să meditezi în liniște. Este cât se poate de greu pentru noi, ca oameni care stăm foarte aglomerați, care suntem atât de bulversați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să ne mai găsim timp de liniște, timp de meditație, timp de rugăciune, timp în care să ne conectăm cu sufletul nostru. De aceea am și intitulat uh, mesajul din seara aceasta liniștește sufletul. Am fost într o zonă foarte frumoasă din din țara noastră, împreună cu familia, așa cum am spus, și am avut ocazia să stau pe prispa unei case bătrânești de peste 80 de ani, situată sus, sus pe un munte, unde bătrânii mergeau la coasă și unde stăteau aproape o vară întreagă. Am avut ocazia să stau în prispa acelei case, atât eu cât și familia mea și fiul meu, așa cum puteți vedea în imagine. Și am putut să povestim multe lucruri, bineînțeles le-am auzit de la un bătrân de-al locului, care ne-a povestit cu detalii evenimente dramatice și unele dintre ele hazlii pe care le-a trăit în viața sa, în vremuri de război și în vremuri de pace. A fost un moment de liniște și de reconectare cu Dumnezeu și cu natura, pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și, pornind de la această introducere de suflet, aș vrea să te întreb încă o dată: când ți-ai luat timp ca să meditezi, să stai în liniște cu sufletul tău, cu gândurile tale? Probabil că. În stresul pe care îl avem și în toată această agitație, suntem atât de alergați și atât de agitați încât nu ne mai găsim ritmul interior. Însă, cu toate scuzele pe care le căutăm, toate stau în decizia noastră. Depinde de noi dacă ne mai găsim sau nu timp, depinde de noi dacă ne rupem de acest ritm și vrem ca să ne acordăm. Sufletul la ceasul eternității. În activitatea sa, Mântuitorul a avut multe momente în care a lucrat, în care a fost implicat în ajutorarea oamenilor, momente în care lucrarea sa mesianică îl epuiza. Și cu toate acestea, când Venea momentul să și încarce sufletul, să stea de vorbă cu Tatăl, se rupea de această rutină și mergea să stea în liniște cu sufletul său și cu Dumnezeu Tată. Momentele acestea de liniște pot fi create de fiecare dintre noi. Și un model de rupere din acest ritm Alerta al vieții, îl găsim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, începând la versetul 30. Bineînțeles că în activitatea Domnului Isus Hristos nu găseam momente de trândăvie și momente de lene, așa cum ne dorim foarte mulți dintre noi, momente în care să stăm în fața televizorului și să nu facem nimic. El avea un fel de a se recrea activ, în misiune, în rugăciune, în meditație, în ajutorarea celorlalți. Și atunci când era prea obosit, mergea și stătea în rugăciune. Stătea în acea rugăciune a sufletului, în acea rugăciune tainică, prin care venea direct în conexiune cu Dumnezeu. Momentele de meditație ale lui Isus sunt descrise în Evanghelii, câteva dintre ele, bineînțeles că mă gândesc că erau zilnice și de multe ori noaptea stătea în liniște ca să mediteze, dar pe lângă momentele acestea de noapte în care era singur, sunt și acele momente în care îi cheamă pe ucenicii săi să vină din tumult și din agitația orașelor și a localităților. În zonele de liniște. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, începând la versetul 30, Evanghelistul spune așa: Apostolii s-au adunat la Isus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Deci, oamenii aceștia s-au întors din Evangelizare. Au venit din lucrare, din misiune și erau entuziasmați de ceea ce uh, puteau să povestească și de ceea ce puteau să împărtășească cu mântuitorul. De multe ori suntem atât de entuziasmați de ceea ce am făcut pe bune în unele situații, încât uităm să ne mai luăm timp de liniște și meditație. Ești în neoforia aceea a satisfacției, a împlinirii și parcă nu te ai mai opri. Și în loc să le dea curs acestor povestiri și acestor evenimente pe care ei le relatau cu multă, multă uh, vervă și cu mult entuziasm, Mântuitorul le-a zis, veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Poate că vă regăsiți în această descriere. Suntem atât de ocupați chiar și cu lucrurile bune, încât nu mai avem nici timp să mâncăm. Suntem ocupați, suntem obosiți, suntem stresați, suntem foarte, foarte prinși în activitățile noastre, încât nu mai avem timp nici să mâncăm. Și Mântuitorul zice, chiar dacă e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă este vorba de slujire, haideți la o parte, să ne odihnim. Vis-a-vis -vis de aspectul acesta, mi-aduc aminte că eram tras de mânecă de unii frățiori, cum de mă duc eu o lună de zile în concediu. Și mi-aduc aminte că într-una din bisericile pe care le-am păstorit, de care mi-aduc aminte cu dulce șamar, o spun franc și le-am spus-o și lor în față. Uh, era casa pastorală foarte uh, îmbibată de igrasie. Soția chiar făcuse o rinită alergică, ajunsese dependentă de Bigstomnim din cauza igrasiei care era acolo și ne-am hotărât să renovăm. Trebuie să scoatem afară dușumele, erau putredele, le am măturat cu, cu mătura și cu farașul, atât de, de mâncate, de putregai erau. A trebuit să scoatem de acolo pământul din casă, să punem piatră, sort. Am muncit cum nu se poate mai tare. Am scos afară tot, am pus molozul, am transportat și am lăsat pereții să se osuce. Și bineînțeles, când să-i lași să se osuce? Până în concediu. Am lăsat geamurile între deschise și... Ne-am dus în concediu, la care, zic frățiorii, auzi tu, s-a dus o lună de zile în concediu. Dar, practic, asta era uh, programarea uh, concediului, Nu aveai când să-ți iei, ori ți luai în două rate, ori ți luai o lună întreagă. Și-a luat o lună de concediu, auzi tu. Și în concediile acestea am avut bucuria să mă întâlnesc cu frați din diaspora, să particip la servicii de închinare sau chiar să petrec cu familia în natură. Momente de liniște. După aceste momente de liniște, când m-am întors din, înapoi în uh, district, ce credeți că am întâlnit? Toate furcile îndreptate, dar nu pe față. Ma, așa, auzeam cu teauluzie. Oh, auzi, mă, uite acum, nu? Uite că a fost la mare. Uite că a fost acolo. Uite că s-a dus să se odihnească. Noi nu ne-am permis asta de ani de zile. Foarte rău. Cine te pune să nu-ți iei concediu ani de zile? De ce nu poți să îți rupi măcar periodic anumite bucăți din viața ta ca să te odihnești, să-ți refaci? energiile. Oricât de sfântă și nobilă ar fi chemarea ta și lucrarea ta, la un moment dat chiar Dumnezeu spune, oprește-te! Noi avem uh, acel sindrom și acea, acea impresie că suntem un fel de mesia și dacă noi ne oprim, totul se oprește în jurul nostru. Este adevărat că în unele perioade ale vieții te turezi mai tare și sunt situații în care nu poți să zici acum mă duc imediat în concediu pentru că am momentele mele în care trebuie să dau randament și sunt lucruri care nu suport amânare. Însă la noi nu suport amânare nimic toată viața, la foarte mulți dintre noi. Și de aceea Mântuitorul spune, opriți-vă, haideți să vă odihniți. Și după ce ei au venit foarte, foarte entuziasmați să-i povestească, Iisus le-a spus veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Când ai fost ultima dată într-un loc liniștit? În Într-una din sărbătorile pascale, în vacanță, am fost să vizitez Mănăstirea Turnu, de lângă uh, Râmnicul Vâlcea. Și am rămas uimit, mergând acolo și văzând niște chilii săpate în stâncă, foarte mici, undeva la 2 pe 2 și înalte de 1,80-1,90, cam așa, niște chilii din piatră în care oamenii aceia și-au dus viața. Am stat și m-am gândit să nu credeți că sunt adept unei vieți în care să stai doar izolat. Eu apreciez foarte mult pe oamenii care uh, au reușit și reușesc să facă lucrul acesta. Cred că este o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Uh, nu este o regulă pentru toți, însă am. Uh, gândit așa în sinea mea, în momentul în care am intrat în chilia aceea, cum au putut oamenii aceștia să trăiască atât de simplu? Fără televizor, fără computer, fără telefon, fără tot felul de mobiliere în jurul lor și averi și stăpâniri și moșii, au fost singuri cu Dumnezeu. Singuri în liniște și meditație și în rugăciune. Chiar mi-aduc aminte, după ce am vizitat acele chilii cu copiii, că a ieșit Caleb și a văzut un părinte călugăr. Și în momentul ăla a zis, tata, uite un sfânt! <laughs> și a zâmbit și a zis, așa e uite un sfânt, un om al lui Dumnezeu. În mintea lui de copil, când a văzut pe cineva îmbrăcat în negru, cu barbă și cu o față sobră așa, a zis, ăsta este un sfânt, este un om al lui Dumnezeu, un om care se roagă, un om care uh, face lucrarea lui Dumnezeu. Mântuitorul dorește să ne luăm aceste momente de liniște, atât în ceea ce privește ca perioadă, cât și în ceea ce privește viața noastră. Ne agităm prea tare pentru lucruri care n-au importanță și pentru lucrurile care trec. De aceea, Mântuitorul, le spune părinții, le spune apostolilor ca să vină în locuri retrase să se odihnească. Cu toate acestea, n-au avut tihnă și pace nici acolo. Oamenii au văzut plecând și au recunoscut, au alergat pe jos din toate părțile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care nu aveau păstor și a început să-i învețe multe lucruri. Așa cum spuneam, odihna are și o dimensiune activă. Da, sunt momente în care ești atât de epuizat încât pur și simplu nu mai vrei să auzi de nimic și trebuie să te izolezi, să mergi să îți reculegi gândurile, să-ți refaci energiile. Dar sunt și momente în care poți să te refaci slujindu-le altora prin ceea ce pot să le oferi. Și când neamurile și oamenii au venit după ei, Iisus nu le-a spus, știți ce? Eu sunt, uh, sunt liber acum și nu pot să slujesc, uh, îmi pare foarte rău, îmi văd lucrurile mele, uh, vă, vă poftesc peste două, trei săptămâni când mi se termină perioada de concediu. Uh, e delicată problema aceasta și sunt situații în care Poți să slujești și trebuie să slujești chiar dacă ești în perioade de acest fel. Sunt situații în care nu-ți poți permite anumite luxuri de genul acesta. Sunt situații în care misiunea, situația în sine o cere să fie acolo la îndemâna oamenilor, să slujești nevoilor lor. Dar sunt situații în care viața, sănătatea ta sunt puse în pericol și atunci e mai important să ți le protejezi decât să ajungi la epuizare. În contextul acesta, Mântuitorul spune Evanghelistul că i-a văzut pe oamenii care veneau după ei în locurile acelea postei și i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care nu aveau păstor. Fiindcă ziua era pe sfârșite Ucenicii s-au apropiat de el și au zis Locul acesta este pustiu Și ziua este pe sfârșite Dă-le drumul să se ducă în cătunele și în satele din prejur Ca să-și cumpere pâine Fiindcă n-au ce mânca Cu alte cuvinte Ați ascultat predica Ați auzit ceea ce trebuie făcut Domnul cu voi La revedere Este tipicul Celor mai multe servicii de închinare, dacă mergeți în biserici, o să vedeți așa. Se servește până te umflă și te îndoapă ca pe gânsac cu teologie, cu studii biblice, cu școli de toate felurile, cu predici, cu cântări, cu poezii și după aia vorba cuiva ne strânge mâinile călduros la ușă. Da? <laughs> și uh, totul s-a terminat brusc. Dați-le voi să mănânce! Ce mai gata? Ați auzit slujba? Ați auzit ce trebuie să faceți? Mergeți și descurcați-vă, mâncați, saturați-vă, nu mai contează. Am avut lupte din astea prin biserică. Ce, frate, atâtea mese, atâtea probleme? Nu, mai lasă, mai ieftin, scăpăm repede. La revedere! Da, la revedere! Însă, a doua, a treia oameni, oară, oamenii care vin văd că nu mai există o părtășie după, nu mai există o legătură, o conexiune cu cei pe care i-au vizitat, zic, da, la revedere, asta e situația, am plecat, ne vedem de treaba noastră. Însă Mântuitorul nu a gândit așa. Ucenicii erau foarte expeditivi, și cu copiii, și cu ceilalți. să de le pace, gata, le-am predicat, le-am zis, frate, să le fie de mărturie. Și gata, s-a terminat. Însă, niciodată, oamenii de felul acesta n-au înțeles ce este cu adevărat misiunea. Că dincolo de informații și dincolo de adevăruri sublime coborâte din cer, evangelizarea înseamnă relații. Și așa a abordat Mântuitorul pe fiecare dintre cei cu care venea în contact. Intra în relație cu ei se conecta cu sufletul lor, astfel încât inima lor să fie cucerită, să-și dea seama că nu-i vorba doar de un curs de catecheză. Că nu-i vorba doar de o chemare sporadică, veniți după mine și gata, după aia faceți ce vreți. Ci e vorba de un mod de viață interconectat în care intri într-o relație cu oamenii și cu Dumnezeu. Dați-le voi să mănânce, zice Mântuitorul. Dar i-au zis, oare să ne ducem să cumpărăm? Nu avem bani, tot asta. Nu avem bani, nu avem bani, nu avem bani. Păi dacă nu investim în această lucrare a lui Dumnezeu, nu o să avem niciodată bani. Și am observat că bisericile care mor nu investesc în mai nimic. Nu investesc să vină vorbitori, nu investesc să uh, plătească copiilor și tinerilor, o excursie. Mă, cât suntem aici? Uite, vrem să vă plătim o excursie sau vrem să uh, vă ajutăm cu ceva. Nu, nu investesc. Și atunci, încet, încet, încep să moară. Pentru că n-au investit și nu investesc în această lucrare de slujire. Dar Isus spune, puneți la lucru ceea ce aveți. Ce aveți? Duceți-vă de vedeți. Câte pâine aveți? S-au dus de-au văzut câte pâine au și au răspuns, cinci și doi pești. Dar ce să astea mai la puhoiul ăsta de oameni? Ce să facem noi cu toate astea aici? Și Iisus a binecuvântat și a început să frângă. Și a început să frângă și nu se mai terminau și nu se mai terminau. Și oamenii entuziasmați. Și cred că bucuria aceea pe care le-a produs-o slujirea atât Mântuitorului cât și apostolilor, a făcut mai mult decât uh, a însemnat un concediu la cinci stele. Așa că atunci când ne luăm momentele de odihnă, trebuie să îmbinăm activitatea, sau mai bine zis să alternăm activitățile cu misiunea și cu odihna. Pentru că dacă mergi doar pe odihnă și nu faci nimic, atunci, după o zi, două, trei, începe să te aplici seara. Bun, și ce mai facem? Azi am făcut caiac, mâine facem altceva, scufundări, poi mâine mergem cu parapanta și, până la urmă, te saturi. Nu mai ai chef să faci atât de multe lucruri, pentru că simți că ai ieșit din utilitate, nu mai ești util. Însă, Dumnezeu ne dă un model prin care să îmbinăm misiunea cu liniștea spirituală. Sunt și alți oameni ai lui Dumnezeu care au înțeles această chemare a lui Dumnezeu. Domnul Hristos tot așa ne dă un exemplu în Marcu, capitolul 1, în care după o zi de sabat slujește foarte mult, se duce obosit să se culce și dis de dimineață pe când era încă întuneric, s-a dus să se roage și ucenicii au venit repede stresați cu agenda și au spus Doamne, uite, toți te caută! Și asta, 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 să liniștiți. Nu. Mergem în altă parte să propovăduim și la alții. Am putut să observ la Mântuitorul această putere de a se rupe de ritmul acesta monoton și de rutina care tindea să îl acapareze și să pună stăpânire pe el. Moise, omul lui Dumnezeu, a avut momentele sale în care s-a izolat ca să fie în legătură cu Dumnezeu și găsim lucrurile acestea schise în cartea Exodului la capitolul 32 33 34, unde Moise stă în solitudine cu Dumnezeu. După ce a fost mai mult timp pe munte, spune capitolul 32 cu versetul 15, Moise s-a întors și s-a pocorit de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul, era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Și în momentul în care Moise vine cu Iosua de pe munte, el avea o altă încărcătură spirituală și o altă percepție. Iosua când auzi auzit poporul, a zis, a, uite, vă, ăștia fac un program muzical acolo. Și e atmosferă, se închină lui Dumnezeu, e bucurie, e veselie. Și Moise a zis, stai liniștit, nu este vorba de bucurie aceea în Dumnezeu, ci este vorba de o bucurie nelegiuită. Poporul acesta este unul care cântă și care joacă. Și Știți ce a făcut Moise după, după ce a văzut vițelul de aur L-a fărâmat bucăți, l-a făcut cenușă, l-a ars Și a pus să bea cenușa Și pe unii dintre ei i-a omorât și a mers din nou la Dumnezeu Ca să caute ghidare, să caute uh, acea orientare de care avea atâta nevoie Este atât de greu să te rupi de ritmul acesta al vieții, chiar de slujire, și să te reconectezi cu Dumnezeu. A venit jos în vale, a văzut nelegirea, a trebuit să meargă înapoi la Dumnezeu să ceară sfat. Mulți dintre noi rămânem în vale, suntem tentați de atât de multe oferte care sunt în jurul nostru, de atât de multă activitate, unii suntem dependenți de activitate și nu mai știm să ne oprim. Însă Moise și oamenii lui Dumnezeu și Isus Hristos au spus nu atunci când trebuia să uh, înlocuiască închinarea și conexiunea cu Dumnezeu cu alte lucruri, chiar și cu slujirea. A plecat la Dumnezeu și după aceea, știți ce s-a întâmplat? A avut loc măcelul. Unii cred că dacă ești un om al lui Dumnezeu care stă în solitudine și care meditează, devii un fel de om din ăsta cu chipul eterian, pălijor, galben la față, nu ridici tonul, nu ești deloc reactiv la nimic din ceea ce se întâmplă în jurul tău. Ești așa, un fel de stafie din asta duhovnicească, ce apare de aici-colo, dă numai cuvinte de duh din alea pline de blândețe și gata. Ori, dacă ne uităm la oamenii lui Dumnezeu care au stat în solitudine și care au luat acea energie și putere de la Dumnezeu, în momentul în care veneau în mijlocul oamenilor, le spuneau exact ce au de făcut fără să îi menajeze absolut deloc și fără să facă compromisuri în discursul lor și în mesajul pe care îl aveau din partea lui Dumnezeu. În momentul în care Moise a coborât de pe munte și a văzut nelegiuirea, spart tablele și a pus să fie omorât și pedepsit toți aceia care au călcat poruncile lui Dumnezeu. Când s-a dus din nou pe munte și a revenit, spune cuvântul în capitolul 33, Că Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare, și l-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabără. Dar nu s-a dus în centru, ca să zic zică, mă, acolo sunt uh, aglomerațiile, acolo sunt târgurile și toate. Nu, s-a dus la margine. De ce, ca să fie mai aproape de Dumnezeu, să aibă mai multă liniște și oamenii să perceapă acea dimensiune spirituală, că e vorba despre altceva? Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Credeți că toți îl suportau pe Moise? Nu. Erau foarte mulți care l-ar fi omorât cu pietre. Însă solitudinea și acea legătură cu Dumnezeu îi dădeau o așa putere în privire, în. în pe fața lui se citea o lumină extraordinară și în viața lui și modul în care pășea arăta că el este cu Dumnezeu și că Dumnezeu este cu el. Și chiar cei care îl urau veneau și stăteau drepți atunci când trecea Moise. Nu prea mai sunt oameni din ăștia în fața cărora să stai drepți. Nu pentru că au o anumită funcție, ci pentru că au acea putere oferită de Dumnezeu, nu de ceea ce au pe umeri. Înțelegeți ce vreau să spun. Sunt din ce în ce mai puțini oamenii care au putere prin ceea ce reprezintă ei, nu prin ceea ce au făcut alții. Și Moise era unul dintre oamenii care reprezenta ceva pentru că era cineva, pentru că avea legătura aceea puternică cu Dumnezeu. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise față, în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Ce frumos! Ce frumoasă această imagine și ce înfricoșătoare în același timp. Un om al lui Dumnezeu care își ia timp să-și liniștească sufletul și să se conecteze la puterea aceea a lui Dumnezeu. Și în momentul în care ieșea din cortul întâlnirii, din comuniune cu Dumnezeu, oamenii știau locul acesta. Din păcate, prea puțini mai arată a oameni în felul acesta. Ne-am dezbrăcat de tot ceea ce înseamnă demnitate, de tot ceea ce înseamnă măreție cu care ne-a ne zestrat Dumnezeu, de tot ceea ce înseamnă slavă, de tot ceea ce înseamnă uman nobil. Și ne-am dus până în zona ridicolului și a banalului. Și culmea că societatea încurajează exact oamenii măscărici, oamenii care nu reprezintă nimic. Cu cât ești mai ciudat, cu cât ești mai freaky, cu cât ești mai bătut în cap, cu cât ești mai atipic, cu atât ești mai promovat. De ce? Pentru că nu deranjezi mințile mediocre și pentru că îi ajuți pe oameni să se simtă confortabil într-o zonă a mundanului josnic, trivial, chiar vulgar. Și atunci oamenii te admiră pentru că ești ca ei. Reprezinți un ideal de nimicnicie. Un ideal al nimicurilor la care și ei pot să aibă acces. Și n-au nevoie să se nobileze prea mult pentru că e de ajuns să existe. N-ai nevoie de prea multe ca să fii în felul acesta, cum se promovează în societate. Însă dacă vrei să fii așa cum cere Dumnezeu, un om nobil, ai nevoie să lucrezi cu tine, ai nevoie să te rogi, ai nevoie să meditezi, ai nevoie să te disciplinezi, ai nevoie de o rigoare, ai nevoie de un program. Așa e mai simplu. Viață fără niciun program, fără niciun obiectiv, fără nici o țintă, fără niciun scop nobil, hai să parvenim cât mai repede și să reușim să punem mâna pe faimă și să devenim celebri. Îmi spun de multe ori elevii la școală, domnul, noi vrem să fim influenceri. Zic, influenceri cu ce? Că dacă n-ai nimic aici și aici, ce să transmiți oamenilor? Păi nu că am văzut noi pe aia, pe TikTok și pe nu știu unde, că fac nu știu ce șmecherii și au nu știu câte zeci de mii de vizualizări și milioane și fac o grămadă de bani, mă băieți și fete. Dacă toți ar fi așa, cum ziceți voi, înseamnă că TikTok-ul ar mântui lumea de sărăcie. Și rețelele de socializare. Chiar așa este. Chiar atât de milionari sunt toți. Unii dintre ei reușesc, cu suportul maselor și al algoritmilor, să devină cineva fiind nimeni. Unii reușesc, într-adevăr. Însă, câți reușesc chiar să fie nimeni? Prea puțini, pentru că nu e loc de mulți. Iar, ca să fii cineva, e și mai greu. Pentru că ai nevoie să stai în prezența lui Dumnezeu și ai nevoie de acea rigoare și de acea muncă pe care nu o poți eluda niciodată. Moise a fost cel care a vrut să stea în prezența lui Dumnezeu, să vadă slava lui Dumnezeu și la un moment dat era atât de aproape de Dumnezeu și a zis Doamne, vreau să-ți văd chipul, vreau să-ți văd fața. Arătați-mi un om care mai cere lucrurile acestea. Cât mai cer să vadă fața lui Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu și ne mirăm. Nu, no, nu ne vorbește Dumnezeu, noi nu auzim, nu simțim pe Dumnezeu. Păi cum să-L simți dacă ai băgat căștile în urechi, dacă ai dat muzica cât ai putut de tare și dacă nu mai citești o carte, nu citești cuvântul lui Dumnezeu, nu te mai rogi, nu mai meditezi, nu-ți mai liniște sufletul. Cum să mai auzi pe Dumnezeu și cum să știi ce trebuie să faci? Nu mai știi cum să-ți asculti inima. Însă Moise era atât de aproape de Dumnezeu și a zis, Doamne, vreau să-ți văd fața și Dumnezeu îi spune, Moise, chiar dacă ești neprihănit, chiar dacă ești uh, un om de care mi-este drag, parafrazezi, cu toate astea fața nu poți să-mi o vezi, pentru că nu reziști fizic. Noi în fața slavei Lui Dumnezeu nu rezistăm fizic. Natura umană nu rezistă fizic. De aceea, în momentele de teofanie, profeții asistau la o descoperire a slavei Lui Dumnezeu mediată și mult mascată, cât poate suporta natura umană. Uitați-l pe Daniel, pe păi când a venit fiul omului la el, a leșinat și s-a umplut chipul de groază și a venit Dumnezeu să-l întărească și îngerul. Ioan în viziune, la fel, profeții, în momentul în care îl văd pe Dumnezeu Isaia zice vai de mine sunt pierdut locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și uh, sunt un om cu buze necurate am văzut cu ochii mei pe împăratul pe domnul oștirilor este cutremurat de ceea ce a văzut Ioan în cartea Apocalipsei cade la picioarele lui ca mort deși oamenii aceștia petreceau timp în solitudine cu Dumnezeu și erau oamenii rugăciunii mă întreb oare cum vom sta noi în fața lui Dumnezeu. Noi îi dăm înainte cu acel Jesus uh, zaharisit american, și cu praise de Lord, și cu uh, mers în șlap, și cu uh, bermudele, și o rezolvăm, o rezolvăm cu Dumnezeu, că noi suntem șmecheri. Aș vrea să ne corectăm imaginea aceasta puerilă, tâmpă și lipsită de realitate. Pentru că nu are de-a face cu Cuvântul lui Dumnezeu. Este o imagine comercială a lui Dumnezeu și a legăturii cu Dumnezeu. Este o, o legătură din asta în care Dumnezeu este un partener al meu, un bunicuț cu barbă lungă, la care mă duc eu și negociez cu el. Nu este așa. Prezența lui Dumnezeu trebuie să te nobileze. Dacă nu te nobilează, înseamnă că n-ai înțeles legătura cu Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu Moise, așa s-a întâmplat cu Ilie, așa s-a întâmplat cu fiecare dintre profeții lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu nu l-a redus pe Dumnezeu la un nivel ordinar, ci a ridicat pe oameni mai sus spre nobilare sufletească, spre Dumnezeire. Domnul i-a zis, fața nu vei putea să mi-o vezi, -mi căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Nu pot să-mi vezi fața, Moise. Dar pot să-ți arăt frumusețea mea, să-ți arăt o parte din slava mea. Și așa s-a întâmplat. Moise a văzut ceea ce n-au văzut niciunul dintre oameni. Slava lui Dumnezeu. Pentru că și-a luat momente, și-a luat timp, și acele momente de liniște în care să-și liniștească sufletul. Omului Dumnezeu. Ilie, atunci când a fost chemat la lucrarea de profet, Dumnezeu i-a dat o misiune cât se poate de grea. O misiune în care nu putea să reziste fără puterea lui Dumnezeu. S-a dus, i-a spus mesajul din partea lui Dumnezeu lui Ahab și după aia, toți în urmărire generală după el, să-l omoare pe cel care este vinovat de ceea ce se întâmplă în sânul poporului. Nimic nou o subsoare. Și în momentul acela, Ilie a trebuit să plece în solitudine, în locuri pustii, unde Dumnezeu îl hrănea, unde Dumnezeu avea grijă de el, unde Dumnezeu a trimis corbii ca să-i aducă de mâncare și după aceea l-a trimis în sarepta Sidonului ca o văduvă săracă să-i dea în fiecare zi aceeași porție de mâncare, același meniu, turte și apă. Turte și apă. Trei ani și jumătate sau, mă rog, cât a stat în zona Sareptei, că în uh, zona Israelului a mai uh, primit uh, și ceva carne de la corbi, da? Uh, dar, oricum, o perioadă destul de bună a stat în zona, uh, în în zona Sareptei Sidonului, uh, o zonă foarte populată la vremea aceea, un bastion al închinării la bal. Și Dumnezeu i-a zis, vină în solitudine aici la periferie, unde stă văduva asta săracă? Lasă aglomerația și lasă lucrurile complicate ale vieții și Ilie în fiecare zi trăia prin minune dar avea timp să vadă minunile astea și după aia a murit fiul văduvei și uh, Dumnezeu prin Ilie a înviat pe acel fiu al văduvei și deși era în solitudine, Ilie trăia în fiecare zi cu acea minune că Dumnezeu îi poartă de grijă și că Dumnezeu face lucruri nemaiauzite. Ilie a fost unul dintre biruitorii credinței. Când s-a ascuns de Ahab, Dumnezeu l-a chemat în solitudine și a zis, vino pentru că vreau să te protejez. Când a venit în public, a făcut acea mare reformă care n-a ținut prea mult, bineînțeles, din cauza nemerniciei poporului, a trebuit să fugă din nou în solitudine ca să scape de mânia Izabelei. Și acolo Dumnezeu are grijă de el și îl Consolează, îl încurajează, iar din solitudinea aceea, când părea că misiunea lui a eșuat, Ilie a fost răpit la cer. Dragii mei, în această seară aș vrea să vă atrag atenția asupra acestei dimensiuni spirituale a solitudinii. Este foarte importantă. Atât în, în timpul acesta pe care îl trăim, cât și pentru viitor. Avem nevoie să ne luăm mai mult răgaz pentru sufletul nostru, să ne rupem de rutina aceasta și să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm și să avem acea forță interioară care nu poate fi manipulată și nu poate fi învinsă de nimic pe pământ. Din păcate, am devenit atât de manipulabili. Și suntem atât de controlabili cu ajutorul tehnologiei și cu ajutorul confortului care este în jurul nostru, încât cu greu mai renunțăm la ceea ce avem. Este atât de inconfortabil să aperi o cauză, să stai de partea lui Dumnezeu și să pierzi anumite avantaje. Însă, oamenii lui Dumnezeu au învățat lecția aceasta să trăiască și cu puțin doar să rămână lângă Dumnezeu. În cartea lui Isaia, la capitolul 33, am găsit câteva gânduri care vorbesc despre momente de strâmtorare, care se potrivesc, zic eu, și pentru vremurile care stau în fața noastră și n-aș vrea să o spun într-un mod amenințător, ci ca o profilaxie și ca o încurajare din partea lui Dumnezeu, că indiferent ce s-ar întâmpla în viața ta și a mea, El este acolo. Dar această protecție a lui Dumnezeu este condiționată. În mesajele care vin dinspre noi, apocaliptice, eronate, Întotdeauna supraviețuiesc cei care au mulți bani, buncăre și provizii. Însă, în ecuația lui Dumnezeu, în vremurile de strâmtorare, supraviețuiesc și sunt protejați aceia care stau lângă Dumnezeu și care sunt neprihăniți. O cu totul și cu totul altă grilă de evaluare. Și aici spune așa prorocul Isaia legat de păcătoșii din Sion și de uh, protecția lui Dumnezeu asupra celor care îl iubesc și sunt uh, credincioși. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion, spune versetul 14 și în continuare. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Da, e vorba de uh, focul lui Dumnezeu. Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, fiți atenți. Nu e șmecheri, nu a diplomații, nu e care știu să sucească lucrurile. Nu e isteții care învârt pe degete lucrarea lui Dumnezeu. Și cei care vorbesc fără vicleșug, cel care ne socotește un câștig stros, scos prin stoarcere, cel ce își trage mâna înapoi ca să nu primească mită, hopa! Aici avem problemă. Scurt circuit. Trei sferturi din națiune nemântuită. Da? Pentru că avem mare problemă cu mita aici. Da? După aceea, zice, cel ce își astupă urechile să nu audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Păi da, asta se vinde cel mai bine. Sângele și răul, nelegiuirea. Astea sunt cele mai cotate și cele mai căutate programe. Dacă n-au ingredientele astea, oamenii nu se uită. Și atunci, concluzia este că Dumnezeu nu va proteja pe aceia care Iubesc aceste lucruri nelegiuite. Acela zice: Va locui în locurile înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu va lipsi. Foarte interesant. Știți că sunt profetice lucrurile astea? În curând, și nu foarte departe, nu o să mai fim proprietari pe nimic. Aici se lucrează se dorește să fim niște asistați sociali ai statului și să depindem de lingurița cu care ni se dă în fiecare zi rația. Vrei să trăiești? Acceptă condițiile. Nu poți să mori. Și ce faci atunci? Mulți dintre noi, dacă suntem scoși dintre cele patru, dintre cei patru pereți ai, ai pușcăriei noastre de lux, da? Uh, suntem foarte inconfortabili. Nu mai știm să trăim în comuniune cu natura, nu mai știm să ducem o viață simplă, nu mai știm să postim, nu mai știm să trăim. <laughs> Pentru că ne-am învățat atât de mult cu lucrurile artificiale. Însă Dumnezeu face aici o chemare la cei care doresc să trăiască o altfel de viață și cei care trăiesc în felul acesta se simt confortabil în orice vreme pentru că orice s-ar întâmpla, ei sunt pregătiți. Și așa spune aici cuvântul că acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Cine vor fi aceștia? Oamenii care și-au luat timp să asculte glasul lui Dumnezeu, să-și liniștească sufletul și să își schimbe viața. Provocările vor fi întotdeauna și viața ne va duce în locuri unde nu ne-am gândit vreodată. Însă, dacă avem această dimensiune interioară a legăturii cu Dumnezeu, și dacă știm cum să ne liniștim sufletul, întotdeauna vom fi niște oameni puternici. Mi-aduc aminte, acum la sfârșit, vă povestesc repede, de un uh, personaj care a devenit uh, președintele Uruguayului și care 12 ani a fost în pușcărie și o pușcărie cruntă cu program de bătaie din partea comuniștilor din Uruguay. Și după 12 ani de temniță cumplită, a fost eliberat. Și ceea ce l-a făcut să supraviețuiască a fost faptul că și-a găsit liniștea interioară și și-a găsit resurse în interiorul său și la Dumnezeu, astfel încât să poată să aibă curaj. Și la 75 de ani a devenit președintele Uruguayului. Dumnezeu a pus în noi o forță și o torță, un foc care arde. Majoritatea ori îl acoperă, ori îl sting de tot. Și apar ca niște oameni care nu mai au nimic uman în ei. Pentru că nu mai au putere din cauză că nu-și liniște sufletul. Nu mai sunt în legătură cu Dumnezeu. Nu mai sunt în legătură cu Cuvântul. Și nu mai știu ce înseamnă cu adevărat să trăiești. Poate că ai provocări în viața ta, însă nu uita niciodată că dacă îți iei timp, întotdeauna, Vei avea satisfacții și Sufletul tău va fi, va fi hrănit, va fi fericit, va fi împlinit. Liniștește-ți Sufletul. Primește-l pe Dumnezeu în viața ta și vei fi cu adevărat fericit.